Ho. Salut tuturor, sunt Mavilo, pentru că sunt la un nou episod. Astăzi reacționăm la un videoclip cu s-ar veni dacă există Moș Crăciun sau nu există. Tipul ăsta zice Moș Crăciun există. Te salut, Măr Constantin. Videoclipul este din 2017 și astăzi o să facem Moș Crăciun există sau nu există. Dacă vă întrebați, nu am tot întrebat, bă, Moș Crăciun există sau nu există? Dacă caut pe YouTube, hai să facem un videoclip. Dacă vă întrebați de ce sunt angătura de Moș Crăciun, să vedem dacă există Moș Crăciun, haideți. Salut! Prin internet am găsit niște video că Moș Crăciun există și am decis să ți le arăt și ție. Să începem! Zbura un om cu avionul și nu avea el ce face, a luat telefonul să filmeze cum se vede orașul din avion și deodată trece Moș Crăciun și ia uite! Acolo e Moș Crăciun cu renii lui. Cred că da. În fine. A doilea video este pentru cei care tot anul n-au fost cu minți, dar tot unul a scris lui Moș Crăciun scrisoare că i-a fost sau deloc nu i-a scris nica. Ai văzut ce fac? Băi, nu cred să fac Moș Crăciun acest lucru. Facă treaba mică pe o casă, la copii, la oameni. Nu cred că poate să fac așa ceva. Vă rog să scrieți în comentarii dacă există Moș Crăciun sau nu există. Ce care zice, da, există. Cei care nu zice, nu există. Sau care zice, există, dar spiritul. Eu am zis la mulți copii, da, există, Moș Crăciun a murit, există spiritul lui. Deci tot există. În fine. Ai văzut ce fontanul a rupt? Cred că i-a topit celui atât o mătă de pe casă. Cu mare durere în suflet trebuie să zic că Moș Crăciun anul ăsta nu o să poată veni la tine. De ce? Ei, uite. Mamă, ce alunecare! Mi-a sunat asta, nu știu dacă ați auzit cum se aude, auziți? De tâmpie mi s-a auzit. De tâmpie mi-a venit asta, car cum ar veni? Vine tot barba asta de lucru în gură. Oh, man! Mamă, deci nu știu, nu știu ce să cred. Ăsta-i Moș Crăciun sau nu îmbrăcat cu Moș Crăciun? Îi zice acum cum s-ar veni. Ho, oh, ho, ho, ho. You okay? I hope you have homeowners insurance. Următorul video este filmat noaptea după ce moșul a pus la copii ascultători cadouri. Ați văzut? Asta este Moș Crăciun pe casă cu renii. La nasul de la ren. Și ăsta sunt ren și acolo e Moș Crăciun. Acolo sacul cu cadouri. Mamă, deci ce să cred? Ce să cred?
către nu știu ce secret. În fine. Un video special pentru cei care au zis că moșul nu există. Altă dată să te gândești ce grea ești. Și ultimul video de astăzi a fost filmat în New York de un tată care se plimba cu fiica sa. El cu sanea lui și cu Reni, bă, ziua și cu descoperit fiica sa. Tată. Vedeți? Aici, nu știu ce să cred, sincer, nu știu ce să cred. Hai să vedem ce zice la final. Apropo, ieri am scris lui Moș Crăciun, sunt trimat un video cum el se cătăiește cu cerbii lui și ce crezi? Eu trimis. Ți-o trimis o editare, a editat, nu ce fain editează. Mirco Santin, nu am vrut să te anunț. Sper să nu închizi videoclipul pe acest canal, am vrut să văd și eu dacă există Moș Crăciun. Am și un canal de YouTube și sper să nu mi-l închizi. Scrie în comentarii mai bine să-l șterg. Cam atât și cu video de astăzi, dă un like dacă vrei moșul să se ducă anul este cadouri, dacă nu... Și ai grijă ce scrii în comentarii. Nu te bate. Ăsta suntem noi. Și ăsta este el. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, distribu-l pe Facebook cu hashtag Moșul Există. Cu voi am fost eu, Mr. Constantin. Pa! Sărbători fericite la toată lumea, vă doresc. Peste două luni vine Crăciunul. Și îi mulțumesc lui Mări Constantin că a postat acest videoclip. Și dacă nu dați like și subscribe și coment că există Moș Crăciun sau nu există, asta. Eu am fost Moș Crăciun cel fals. Ho, ho, ho. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Și dați like dacă nu o să mai vină Moș Crăciun anul ăsta la voi. Și scrieți vă rog frumos în comentarii dacă există Moș Crăciun. Pa, eu am fost moș fals.